Bună seara! Este ora 7:30 și m-am gândit să fac o supă datorită faptului că avem un pui de la Kaufland cumpărat și are piept mare, așa cum am și eu, și nu știm ce să facem, că noi nu prea mâncăm piept și decât să ne stie pieptul așa agățat în gât, în orice greu jos, am zis că să-l dăm cu un pic de supă. Și mi-am amintit eu că am luat astăzi boxul de la Kaufland. L-am luat pentru, nu știu, aveam de gând să fac o supă chinezească cumva în zilele următoare, dar am zis, mă, dacă avem pieptul ăsta, noi putem să facem o supă chinezească. Ce-i drept, supă de asta care trebuie să, care vreau eu să fac acum, trebuia să fiarbă puiul în supă, să fie o supă. Dar eu, acum, având așa în felul ăsta, m-am gândit să fac un pic altcumva și o să fie o supă bună, o să pun și un pic de vegeta din asta fără euri, să fie o supă de legume concentrată, o să pun și carne de pui, o să pun și căței de orez, o să pun și legume, o să pun și ciuperci și bocioi din asta. Mm-hmm. Ghimbir. De unde l-ai găsit pe ăla? Și o să iasă ceva bun. Bocciuiul ăla, că n-am văzut până. Rar îl găsești la Kaufland și astăzi l-am văzut și m-am gândit la supă chinezească. Mm-hmm. Am luat un morcov așa mai mărișor, încerc să-l tai așa frumos. Așa frumos ca chinezii. Nu prea am eu talent, dar încerc. Sper să nu-mi tai și unghiile, că-s cam mari. Nu. No. Acum am zis. Și acum ai și nu. Făcut. Nu? Era. Era, da. Nu ne place foarte bine să mâncăm supe. Și sper să iasă așa cum trebuie. O să iasă așa cum trebuie. Numai că trebuia un pui, sau de preferat o găină, fiert așa, lent, la foc mic, știi? Și supa aia ne-ar fi trebuit-o. Da. Acum mai facem și improvizație. Avem și paste din orez. Și facem așa fain. Sper să iasă ceva. O să mă uit la tabletă. Tot la morcov am rămas. Deci dacă vrei să îi tai așa subțiri, durează mult timp, cum am făcut eu. Așa, am tăiat și mai gros și mai subțiri. Dar chestia e să-i tai așa. Așa. Eu să le tai, dar încerc. Dar eu cred că noi avem răzătoare, Angie, din aia. Da, da, tu trebuie să le tai așa, răzătoare nu le tai chiar așa, da. Să pun pe pauză, da. Mașina. Nu, hai. Elizabeth îmi făcea mâncare chinezească. Și trebuia vreo oră numai să taie legumele. Fiindcă le tăia așa, știi? Da. Îți ia mult timp. Dar sper eu să iasă o mâncare faină. Și am luat
ulei de susan, care ne place nouă foarte mult. Unde e? Aici, aici. Da. Trebuie să am asta, să-l desfac? Uh-huh. Ok. Deci ăsta l-am luat. Am o idee. Ce idee? E mai puțin asta. Să distrui un pic legumele în ulei de susan. Știi? Da. Poți să pui sos de soia. Tati, ce e asta? Apă. E gelatină? Nu, iubita mea, e apă. E apă, Natalia. Cum să fie gelatină? Dă-mi ce vrea să facă? Să-l desfaci. Cum să-l desfac, Natalia? Cu cuțitul. Ce dar cum l-ați montat? Dai! Stai, că nu-i face nimic, ahu! Nu mi-ai tăi capul. Nu-i tăi capul, mamă, stai liniștit, nu mai vorbi. Uite ce l-a desfăcut tati, vezi? Gata. Cum se uită păcuță. Da. Ce e să faci așa copii? Eu sau Natalia? Cum ai? Morcov. Unguresc. Unguresc e? Nu chiar așa dulce ca așa nostru, să știi. Nu-i ca ăla, morcovul ăla de la băiatul din Timișoara. Are el niște morcovi așa mari, ca și ăsta, soi din ăsta, dar sunt mult mai dulci. Nu știu, poate că crescuți în seră. Mă, nu prea mai este morcov. Așa. Mă, ce să fac? Să-i dinsui un pic de ulei. Pui un pic de ulei și pui și un pic de ulei de susan, știi? Foarte puțin, nu mult, știi? Să-i aibă, să primească legumele așa un pic de gust, știi? Ok. Și pui și un pic, avem sos de soia din ăla. Ăla e un pic cam sărat. Păi da, aia face soia. Da? Da, de gust sărat, atâta. Uite aici mai avem Worcester sos original. Deci avem. Nu de soia. Adică sos de soia. Sos de soia, da. Așa, asta e morcovul și acum trebuie să trec la ghimbir. Dar până atunci pot să curăț un pic ceapa și să o pun în apă, știi? Ceapa o pun în apă, așa, pentru gust. Dă și ceapa gust foarte fain. Aici ar fi fost, în cazul ăsta, bine, o vegeta cu gust de găină, dar noi nu prea folosim, că nu e așa sănătos. Am. Ai? Am. Dacă vrei, îți dau. Încă de la vegeta. Da. Nu știu ce să fac. O lăsăm așa să fiarbă care. Tati, asta nu mai pun. Uite-ai. Tati, asta nu mai pun. Nu-i mai pun. Uitați, deci am.
acru. Iaurt. Da, cum l-am uitat aici în bucătărie, sau acrit. Teșic. Nu știu. Poți să pui una. Una poți să pui, eu zic așa, știi? Eu folosesc din astea câteodată. Și de legume. Natalia Timea! Natalia! Acasă poate că... Dar nu, acasă vorbești în românește, după ce știu eu. Vorbim de Timea. O prietenă de-a lui Natalia din Austria. Ce zici? Ce faci? Ce faci? Nu și-mi întrebat-o, ce faci? Acum au sunat-o pe Natalia să vorbească cu ea. Nouă ne place mult ghimbirul, mai ales mie, chiar dacă e un pic iute de la ghimbir, nu-i problemă, cu atât e mai bine, că e un antioxidant puternic. Uf, cât am luat aici. Mi-mi place în supă să pun ghimbir, mai ales în ciorbe. Ok. Acum așteptăm să dai în clocot, nu? Sau pui direct? Aici? Nu știu ce să... Nu prea cred că să simte mare diferență dacă punem un pic și ăsta e 30 de lei. Știu, scump, da. Nu e foarte scump ulei de sosan, dar e foarte bun. Da, dă un gust. Are un gust atât de fain. Foarte fain. Și noi ne punem așa în supă direct. Da. Asta are un gust cam acruț. Condiment. Dacă e acruț, Angi, e stricat. Nu. Dar e oțet sau? Deci are sare în el, știi? Și îl ține, știi? Deci nu se strică. A fost și la frigider. Deci nu s-a stricat, da. Nu l-am ținut afară. Am ținut în frigider, mai ales că... Mie nu prea îmi place soia. Îmi place. Vrei tu să pun? Puneți în farfurie, știi? E bun, mă. Da? Știu că asta Mirela l-a cumpărat. Mirela? Asta e primăvară atunci. Nu mai știu când, dar știu că ea l-a luat. Păi asta primăvară a fost, de Paști. Dar știu că dă bun, așa un gust bun la supă, știi? Sau la mâncările deci astea chinezești. Deci ăsta e ghimbir acum ce tai eu. Da. Deci e bun. La ciorbe mai mult să folosești, la supă ăsta. Place, dacă îți place, Worcester. Pune tu, Angi, la tine farfurie, știi? Da. Și schimbă și culoarea. Oțet are, oțet de mar, deci oțet, apă, zahăr, sute. Ah, din cauza aia, arcușor. Tamarind. Da, dacă are ce oțet. Ce-i suc de tamarind? Ce e ăla? Nu știu ce e ăla tamarind. Tu să ne uităm pe net. Sare, ceapă. Hams pește. Pește, usturoi, arome, condimente. E bun asta. Să știi că o să-mi pun în supă. Puneți în supă. Eu nu știu dacă o să pun așa. Okay. Că schimbă culoarea, nu mai fi clară. Păi da, că e o culoare închisă. Deci chiar e o culoare închisă. Deci, da. Dar eu o să-l folosesc, că l-am gustat așa un pic și are un gust bun. Chiar se poate folosi la ciorbe, să știi. Să pui așa în farfurie, nu chiar în oală. Deci, ghimbirul la mâncarea asta, dacă lipsește... Nu e așa bun. Nu e deloc cum trebuie.
Angi, trebuie să vezi dacă s-a terminat de edit, adică de editat, de încărcat video, ca să putem să postăm, că așteaptă. Ok. Am și câteva ciuperci aici, o să vin mai aproape să le vezi. Ce a început să fiarbă? Eu le curăț ca să nu negrească supa, să poate și doar spăla. Aici eu vreau să distrui un pic legumele. Un pic, așa. Oh, nu așa mult, hei, că nu mai am. Cât ai vrut? Da, știu că nu gust. Poți să pui legumele alea. Așa. Uau, ce fain miroase! Păi știu! Uau, ce fain miroase! Deci îmi place mirosul ăsta și gustul de la uleiul ăsta de la nebunie, Susan. Mi-a să pui și ciupercile acolo. Păi, când le termin? Stai că te ajut. Ok. Așa, am spălat, le-am curățat. Nu o să le pun odată cu morcovul, că trebuie să vedem. Aici văd că ceapa a dat culoare la apă. Sarea. Aici este un pic de vegetat. Ce să pun și ciupercile, că nu trebuie să fiarbă mult, fiindcă ele îs din sfârite, le mai las un pic la din sfârite, da? După aia pun și ciupercile. Lasă așa mai mult ușoare. Mai mărișori. Mai mărișoare. Deci el se face tot, aproape tot, tot. Hai să zicem 50%. Tot gust aproape. Ce? Nu provin ceva. Ce sare? Mai pun sare? Dă mai tare un pic. Normal să pune și chili, sos chili în supa asta, dar noi nu prea de avem cu sos chili. Nu. Așa, acum putem să punem, să fierbem rețeaua. Da. Avem mai subțiri sau mai lați? Care? Nu știu și tu care zice. Aștia se conditesc una de altă, chiar dacă le speri. Da, asta e adevărat. Sunt foarte mici, sunt fermicene. Da. Aproape. Te pun din astea? Din astea, da. Din astea să fiarbă. Nu știu câte minute trebuie să fiarbă. Sunt
scrie în chineză. Super icon. A, uite, și pe nemțește. Scrie 6-8 minute kochen lassen, bis dein weich sind. Da. 6-8 minute. Auzi, știi ce? Ce? Dintr-un cup din asta de găină nu mai nu. Poți să pui. Liniștită, de gust. Da, multe euri. Da. Nu poți să pui. Mamă, uite acolo și-a dat drumul. Ok. Ok. Eu zic să iau ceapa. M-a stropit apa fierbinte. Ah, am vrut câte curentat, așa am înțeles. Da, așa am înțeles. Mamă, ce bun e. Și ghimbirul, mamă. Acum trebuie un pic să fiarbă, că ne-am lăsat la distruit. Murmită să fiarbă. Și alea numai opărite trebuie, da. Chiar la sfârșit. Alea numai opărite, bok choy. Da. Și fain o să pui. Dar acum, nu? Bine, rândul puiului de la caufla. Da. Numai faci un pic de curat acolo. Așa. Aici trebuie să fiarbă. Asta e pieptul de la Kaufland. Aici e osul. Bun? Foarte bun. Acum mai mâncăm noi pe ea. Mai mâncăm pe ea. Pieptul. Pieptul, da. Să-l punem aici în supă. Da, ciuciu. Să-mi dăm la ciuciu pielea. Acum, bok choy.
cumpără. Acolo? E cam mărișor. Îl tai în două, știi? Bok choy se numește? Da. Le desfaci, știi? Sau se desfac el acolo, cred că. Deci asta trebuie un pic coponit. Da. Și mie îmi place. Salata asta e o salată. Hai să dau un pic mai tare. Dar știi ce? Mie... Pune-le și pe alea. Mi-a părea rău să le facă. Nu le arunca, pune-le și pe alea. Știi? Că sunt foarte bune. Mai am jumate din sticlă. Uitați aici ce bunătate. Wow! Chiar e faină. Ah, cum e? Aici, în lingură. Wow, ce faină miroasă! Știu că miroase fain. Să-mi spui cum și ce gust are. Băi da. Ioi, ștenem. Da. Ioi. Da. Mai lipsește un pic de iute. Băi, asta punem noi. Să știi că ăla iute, ăla, e un pic iute, dar aia lasă, îți pui în farfurie, știi? Ok. Păi tăiței? Da, da, aici e gata, tăiței. Păi dă-i drumul la tăiței, păi, da, da. Ai oprit complet acolo. Ok. Și... facem așa. Dăm asta aici. Da. Punem asta aici. Că acolo face pauză. Iar te arzi. Iar sari în sus. Sper că m-am zis nimeni. Asta nu știu, nu-ți garantez. Da, să le pui pe alea desfăcute și dacă mai vrei, mai poți să le pui și pe celelalte. Care vrei? Câte minute poți să ceară așa? 6-8 minute. Mai sună, da, da. Astea sunt de urez. Păine de urez. În Thailand, da. Așa. Descripte. Călțul grai. Leute, nur in heißem Wasser für 6 oder 8 Minuten kochen lassen. Das ist ja. In da. Și cum tai? După să tai un pic pieptul.
mai vrut să faci? Da? Da, da. Ange gustos? Da. Să știi că chiar am gustat din piept. E foarte fain. E așa zemos. Nu m-am gândit că e așa fain pieptul. Asta e pentru mine. Ok, nu lasă-l așa acolo. Atâta vrei să mă... Aici începe să fiarbă. Poți să pui? Punele. Am scos schimbat culoarea. Am văzut și eu. Dar n-are nimic. Uite și aștept la fel, vezi? Tot așa îs. Ok. Mai trebuie. Ce ăsta? Trebuie să-l desfaci. Și sare. Deci bok choy-ul ăsta trebuie numai oporit. Numai oporit, da. Deci nu trebuie fier, să știi. Un pic opărit și gata. Ce faci? Extraordinar. Mă cumpere altul. Trebuie să-mi pun și din ăla, că ăla-mi place. Mai pune și pipiri. Da. Un pic de chinezesc trebuie să fie. Da, trebuie să pun un pic de... Dână la uscat, arde iute. Arde iute uscat. Aoleu, ăla iute? Tu și ce iute e ăla? Ăla e bombă atomică. Da, eu tot aici l-am lăsat, că doar îl punem în uscat, dar dacă punem în mâncare... Aoleu... Sos chili normal să punem. Și când e tăiței gata, le strecurăm, punem tăiței aici, cucea supă pe ăsta cu un bok choy și choy choy. Choy choy, da. Ok. Punem un pic pe pauză până se fierbă. Da, până ce se fierbă aici mai durează leacă. Dar s-o rămâia. Da, mai trebuie un pic. Mai trebuie un pic. Am pus și de aici și nu le-am pus în același timp, știi? Ok. Facem farfurioară. Facem farfurioară. Pastele s-au fiert. Uitați. Am căutat ăla cu care luăm spaghetele, dar nu găsesc. Aia nu-i la mine. Dincolo? Da. Acolo, uite-l. Să iau un bok choy din ăsta. Bok choy? Bok choy. Bok choy, bok choy. Vrei un întreg? Sau vrei așa? Eu vreau... Da, pune-mi unul întreg, că mie mi-l place mult. Ui. Pune-mi-l pe ăla întreg, că mie chiar mi-l place mult. Mai ales când servesc la chinezi, supă din asta chinezească și găsesc
salată din asta, mamă, ce mă bucur de ea. Ar trebui să tot iau și ulei de susan. Mai fac așa o supă de pui. Pot să ne fac frii mici, dar cred că le mai punem de tot trebuie. Să nu ne face să lasă aici. Cum a făcut bunica ta. Și-a pus într-o farfurie mică cu linguriță, dar... Bunica mea? Da, da. A fost unicată ca mama mea. Eu cred că mâncă puțin, dar eu mâncam mai mult decât toți. Păi, o terminat, iarăși o pus. Iar o terminat de mâncat. Eu o ținut la dieta ei. Da. Și mai fac și eu cu ea. Vă puneți în farfurii mici, dar după aia mă mai puneți în cotură. No. Trebuie să faci un pic de curat aici și să facem prezentarea, ok? Da. Mai bine cuvântat și în dimineața aceasta, că pot din patul meu singur să mă ridic. Nu sunt mai bun ca alții, dar ești îndurător. Și vreau cu bucurie un mulțumesc să-ți zic. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta, din ochi mi-ai dat lumină și pot ca să privesc. Să văd un soare dulce ce luminează zarea, cu fericire în suflet, Doamne, îți mulțumesc. Aceasta, cu grainică pe buze să pot ca să vorbesc. Să-nalt și azi cântări ce te slăvesc pe tine. Plin de recunoștințe azi vin și-ți mulțumesc. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta, salut cum păsărele la geam îmi ciripesc. Doamne, mă minunez de ele și vreau să-ți mulțumesc. Aceasta, cu pace pe deplin, deși în jur vuiesc. Veștile cumplite ce răspândesc doar teamă, mai mult ca niciodată, Iisus, îți mulțumesc. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta, mă ții cu bunătate în harul tău ceresc. Dumnezeule bun, decât să-ți mulțumesc. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta, în ochi mi-ai dat lumină și pot ca să privesc. Să văd un soare dulce ce luminează zarea, cu fericire în suflet, Doamne-ți mulțumesc.